Bună ziua, vă mulțumesc pentru că ați acceptat să participați la conferința de presă organizată de Clubul Sportiv Unstea Craiova. Conferința de presă pe care am făcut-o pentru a promova concursul internațional de scrimă Alfredo Bacheli. Este a patra ediție a acestui concurs internațional pe care noi o organizăm acum. Alături de mine sunt domnul director al liceului cu program sportiv, domnul Cătălin Brândușoiu, și domnul profesor Alecu, care este antrenorul secției de scrimă. Acest concurs internațional de scrimă Alfredo Bacheli este organizat de către Clubul Sportiv Unstea Craiova în parteneriat cu liceul cu program sportiv Petrache Trișcu. Este organizat în memoria părintelui scrimei moderne craiovene, Alfredo Bacheli. Este un concurs în care încercăm să promovăm scrima în particular și sportul în general. Un concurs la care și-au anunțat prezența 10 țări și 11 cluburi mari din țară. Asta înseamnă că vom avea sâmbătă la acest concurs și băieți și fete, peste 120 de sportivi care vor participa la acest concurs pe care noi îl organizăm. Ne dorim, nu ascundem, ne dorim ca în viitor acest concurs internațional să intre în circuitul mondial. Să sperăm că vom avea susținerea de la nivelul Federației Române de Scrimă și vom reuși să obținem acest statut pentru concursul internațional Alfredo Bacheli. Totodată, acest concurs internațional se înscrie în campania de promovare a orașului Craiova ca și capitală europeană. Este o idee pe care am avut-o împreună cu Municipalitatea din Craiova de a da învergură acestui concurs pe care noi îl organizăm. Am să-l rog pe domnul profesor Cătălin Brândușoiu să vă dea informații care vizează concursul internațional Alfredo Bacheli, urmând ca domnul profesor Alecu să vă dea informații care vizează secția de scrimă a Clubului Sportiv Unstea Craiova. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și vă așteptăm sâmbătă la concursul internațional Alfredo Bacheli, ce se va desfășura începând cu ora 9 în sala polivalentă din Craiova. Da, bună ziua, după cum ați auzit și dumneavoastră. Începând cu ora 9 se desfășoară acest concurs. Este un concurs care a crescut de la an la an. Acum 4 ani am început cu un concurs de casă. Acum am ajuns la un concurs de nivel internațional unde participă un număr de 10 țări. Acest concurs a desfășurat în principal, să zic așa, ca o mână întinsă sportului de performanță, pentru că liceul sportiv Petrache Trișcu, fiind partener de colaborare cu Clubul Sportiv Unstea Craiova, a căutat să aducă în permanență valorile către cluburile de seniori spre a crește performanța în Craiova. Practic, sloganul acestei competiții clar este Craiova iubește scrima, având în vedere că mari sportivi de scrimă, spadă, vorbesc la fete, au plecat la liceul sportiv Petrache Trișcu și au ajuns să câștige numeroase trofee internaționale. Toată echipa României va fi la acest concurs. Asta arată că valoarea concursului este una foarte ridicată. De asemenea, sunt și foarte mulți sportivi internaționali de o valoare foarte bună și sper că acest concurs, și ne dorim foarte mult să aibă din ce în ce cât mai mulți participați din elita mondială a scrimei. Concursul desfășoară pe durata întregii zile. Preconizăm ca finalele să înceapă în jurul orei 17, să termină în jurul orei 19. Ce vreau să menționez, noi fiind liceu sportiv care formăm scrima la nivel juvenil, am primit în permanență un sprijin din partea Clubului Universitatea Craiova, care a luat în permanență sportivii de valoare spre a-i îndruma spre marea performanță. Noi vă așteptăm cu drag și sperăm că această competiție să
mulțumească toți iubitorii de scrimă din Craiova. În acest an am căutat să aducem o noutate, în sensul că fiecare locul 1 fete și locul 1 băieți va primi câte o sabie, o sabie, să zic așa, medievală, pentru a îmbunătăți, să zic, trofeele. Ele sunt personalizate și avem inclusiv medalii de la 1 la 8. Medalele sunt tot la fel personalizate, sunt cu sigla competiției. Pe spate este trecut data și locul desfășurării. Avem un trofeu simbolic pentru cei care au sprijinit această ediție, deoarece fără sprijinul sponsorilor Com, Data și Civitas nu puteam să ținem această competiție de anvergură aceasta. De asemenea, avem către o plachetă pentru, să zic, delegațiile străine și foarte, foarte multe surprize. Toți sportivii vor fi încântați pentru că această ediție este una deosebită, vorbesc și ca premii și ca tot ce s-a implicat domnul președinte Pavel Badea. Deci vor fi foarte multe surprize. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Cătălin. Domnul profesor Alecu. Bună ziua și eu țin să vă spun dinainte. Vreau să vă reamintesc că dumneavoastră știți foarte bine rezultatele obținute sportive din Craiova de ale Universității Craiova la acest campionat. Mă refer numai la competițiile interne. Vreau să vă spun că anul acesta spada craioveană la proba masculină a dominat competiția internă. Și vă reamintesc că pe locul întâi la proba individuală s-a clasat sportivul Mitrica Alin, care a avut o comportare excepțională de-a lungul întregului turneu. De asemenea, competiția pe echipe a fost câștigată și în acest an, ca și anul trecut, de echipa clubului nostru. Sportivii care s-au remarcat la proba pe echipă sunt Zbârci Alin, Mitrica Alin, Trandafirescu Ionuț, Pârvan Daniel și Dragomir Liviu. La proba pe individuală de spadă fete, avem o sportivă care este bine clasată, care este pe locul 3, este vorba de sportiva Zbârcea Raluca, care este și componentă a lotului olimpic de scrimă al României. Iar la proba pe echipe a campionatului național de tinerete, campionatul a fost câștigat din nou de echipa noastră, formată din Donoiu, Cârstea și Deciu. Deci rezultatele din punctul nostru de vedere sunt foarte bune. Nu cred că este cazul să vă reamintesc ce s-a întâmplat cu acum un an sau acum 2 ani de zile, când și echipa de spadă fete a fost clasată mereu în față, adică în față pe locul 2 întotdeauna, pentru că era aproape imposibil să batem echipa campioană mondială formată din echipele din fetele de la Steaua, care au compus această echipă. Eu cam atâta cred că trebuie să vă spun despre rezultatele de anul acesta ale sportivilor noștri. Vreau să vă reamintesc totuși că competiția care se va desfășura poimâine are un traseu foarte bine definit, este traseul Federației Internaționale. Va începe cu grupe eliminatorii, sistem de grupe, iar apoi sistem eliminatoriu. În așa fel încât să putem să ne încadrăm în programul care l-am primit și la asta și pe care l-am anunțat din timp. Eu cred că competiția va avea un rezultat foarte bun și pentru noi și pentru sportivii de la clubul partener, clubul liceului cu program sportiv. Și eu zic că este cazul să le urăm de acum succes tuturor sportivilor care participă la această competiție. Cam atâta. Noi v-am dat informații generale despre acest concurs Alfredo Bacheli. Sunteți aici în sală foarte mulți ziariști cu experiență, ziariști care iubiți sportul și sunteți chiar pe specialitatea voastră, așa că vă stăm la dispoziție cu eventualele întrebări, cu eventualele, să zicem, nelămuriri pe care le ați avea vis-a-vis de competiția pe care noi o organizăm. În cazul în care aveți întrebări, vă putem răspunde la aceste întrebări. Spuneați că este unul dintre cele mai puternice
concursuri din, organizate în Craiova, ce ar trebui, sau în țară, ce ar trebui să devină o etapă de Cupa Mondială? Da, este, din punctul nostru de vedere, competiția internațională cea mai reprezentativă la nivel, la nivel local, din punct de vedere al prezenței sportivilor, din punct de vedere al țărilor care participă la această competiție. Este pentru noi o onoare să organizăm o competiție de asemenea anvergură și de aceea încercăm să avem susținerea și ajutorul comunității, pe de o parte, și al dumneavoastră în special. Pentru că printr-o promovare pe care, să zicem, o vom avea din partea dumneavoastră, vom da posibilitatea craiovenilor să știe de acest concurs, să participe la această competiție pe care noi o organizăm și să dea greutate acestor eforturi pe care noi le facem și le facem cu ajutorul unor sponsori, exact cum a spus domnul Cătălin Brândușoiu, sponsori care sunt din ce în ce mai greu de găsit în această situație economică dificilă pe care o traversează până la urmă regiunea noastră. În prima fază trebuia să se dispute concursul în Romanești la centrul expozițional. Da, am considerat că este mult mai reprezentativ pentru acest turneu să optăm către sala polivalentă. Am găsit înțelegerea necesară la nivelul municipalității, la nivelul RDPFL-ului și am obținut într-un final acceptul de a organiza această competiție internațională în cadrul sălii polivalente. Le mulțumim pentru faptul că au fost de acord cu a ne pune la dispoziție sala polivalentă și sperăm să ne ridicăm din punct de vedere al organizării și al prezenței în sală la nivelul a ceea ce noi le-am transmis ca și posibilitate de participare. Ce nume mari pot să vadă suporteri și iubitorii? În primul rând și-a confirmat prezența lotul olimpic de spadă feminin în frunte cu Ana Maria Brânză. Este extrem de onorant pentru noi că echipa națională va participa la acest concurs. Totodată, faptul că avem 10 țări care și-au confirmat prezența la Craiova arată că avem deja o recunoaștere a acestui concurs, avem deja o dorință de participare la acest concurs mare din afară. Este până la urmă un pas spre ceea ce noi ne-am propus, acela de a promova Craiova, acela de a da posibilitatea scrimei craiovene să fie cunoscută, recunoscută. Ăsta este primul pas pe care l-am făcut. Îndeplinește concursul acesta, din anul acesta, toate condițiile ca să devină etapă de Cupa Mondială? Nu. La această competiție vom avea și participarea doamnei Ana Pascu și a domnului Mihai Covaliu, care au participat și anul trecut și faptul că Federația de Scrimă este din nou lângă acest concurs înseamnă că undeva, cândva, vom avea și o etapă de Cupă Mondială. Spre a avea o etapă de Cupă Mondială trebuie să avem un caiet de sarcini care trebuie foarte bine pus la punct și încercăm, ne străduim, de aceea am preferat țara polivalentă, sper arăta Federației de Scrimă că suntem pregătiți oricând să luăm această etapă de Cupă Mondială. La acest concurs, cam toată spuma scrimei românești, mă refer de la băieți la fete, participă. Deci va fi un concurs foarte puternic și la băieți și la fete. Avem reprezentanți din Italia care am înțeles că a fost în primii 16 sau 20 la spadă masculin. O sărboacă în primii 7 la europene. Părintele și sufletul acestei competiții este domnul Popescu Dumitru. Practic dânsul a fost cel care s-a zbătut de la început să țină această competiție și dânsul este, să zic, motorul acestei competiții, iar noi cu tinerețea și domn președinte cu ajutorul care ne l-a dat, am încercat să ajungem la etapa a patra și eu zic că e un lucru foarte bun pentru scrima craioveană. Vă așteptați și la un număr mare de suporteri? Da, ne dorim să vină cât mai mulți și ei vor fi cu siguranță mulți în sală dacă dumneavoastră ne veți promova această acțiune. Ăsta este și motivul pentru care am apelat la dumneavoastră, pentru a promova această acțiune a noastră, acest trofeu internațional. Mă alătur a ceea ce spunea domnul director Cătălin Brădușoiu
Cei doi antrenori ai secției de scrimă, domnul Olecu și domnul Popescu, sunt doi maestri emeriți ai acestui sport. Sunt doi antrenori care au dus secția de scrimă a Clubului Sportiv Universitatea Craiova între primele trei din țară. Nu este puțin lucru. Până la urmă, gândiți-vă că deși avem un număr mic de sportivi legitimați, ne bătem cu marile putere ale scrimei mondiale. Gândiți-vă că în ultimii ani scrima la nivel feminin a ajuns pe culmi nebănuite acum 10 ani, cu un număr mic de sportivi legitimați. Este până la urmă un merit al antrenorilor, al celor care fac eforturi pentru a-i duce pe sportivii noștri pe cele mai înalte culmi ale marii performanțe. Iar doi dintre cei care fac acest lucru cu brio, nu este un compliment, este doar o constatare, sunt cei doi pe care i-am menționat înainte, domnul profesor Alecu, domnul profesor Popescu. Dacă dumneavoastră doriți să veniți cu alte întrebări care vizează concursul, care vizează... Nouă planșe, da. Sunt... Vor fi planșe... Da, se va trage simultan pe toate cele 9 planșe, vor fi planșe omologate FIE. Liceul sportiv, colaborare cu CSU Craiova, are 2 planșe oficiale și va primi de la Federația Română de Scrimă încă 7 planșe. Deci toate planșele vor fi omologate, de aceea vă spuneam că ușor, ușor noi vine cam pregătim pentru o etapă de Cupa Mondială. Prin organizare, prin tot ceea ce înseamnă această competiție, spre asta tindem să ajungem să organizăm o etapă de Cupa Mondială. În următorii un an, doi, cred că se poate. Demersul, vreau să vă mai spun ceva. Demersurile care au fost făcute și anul trecut și acum 2 ani pentru această competiție, pentru ca această competiție să accede către marile competiții, a fost făcut cu întârziere. De acest motiv, din acest motiv, nu a fost stabilit încă calendarul oficial și noi sperăm că în acest an să fie admise această competiție în calendarul oficial de Cupă Mondială, competiție de tip satelit, competiție care va fi premergătoare echipelor competițiilor mari. Și sperăm că anul acesta să îndeplinim toate aceste condiții ca să putem parcurge mai departe tot traseul. Vorbeai că v-ați pregătit din străinătate anul trecut, le-ați pregătit și moment artistic anul acesta? Da, vor fi foarte multe surprize, de aceea nu vrem să le dezvăluim pe toate, pentru că așteptăm publicul iubitor de scrimă și nu numai să vină în sala polivalentă, pentru că sunt foarte multe momente speciale, inclusiv partea finală a competiției va avea un moment special. Adică va fi o regie a acestei competiții. Noi am vrut să dăm și mai multă greutate acestui concurs și am reușit împreună cu sponsorii noștri, este vorba de Comdata și de Polistart, să oferim câștigătorilor premii în bani. Cred că este primul pas pe care noi l-am făcut în a da și mai multă greutate acestui concurs internațional. Probabil că de aceea este și participarea atât de mare, pentru că aceste premii sunt importante pentru a promova ceea ce noi ne-am dorit. La ce sumă se ridică totalul premiilor? Deci avem sume importante care vor fi alocate acestui concurs. Este undeva în jur de 10.000 de lei fondul de premiere pe care noi l-am obținut de la sponsorii noștri pentru a le da satisfacție celor care ajung în vârful piramidei. Intrarea este liberă? Da, intrarea este liberă. Vă mulțumesc pentru prezență și vă doresc o zi bună!